Noi informații au ieșit la iveală în timpul procesului dealerului de droguri Tudor Duma, zis Maru și al lui Vlad Pascu, șoferul care a ucis cu mașina doi studenți în localitatea 2 mai anul trecut. Unul dintre martorii chemați în sala de judecată a mărturisit că seara în care s-a produs tragedia nu ar fi fost prima dată când Pascu s-a urcat la volanul mașinii sub influența substanțelor interzise. În urma unei audieri recente, unul dintre martorii procesului lui Vlad Pascu și Tudor Duma a dezvăluit că, împreună cu câțiva prieteni, printre care și Vlad Pascu și Tudor Duma, s-au întâlnit la locuința sa situată în zona parcului Herăstrău în noaptea de 13 spre 14 aprilie 2023. După ce au consumat substanțe interzise potrivit martorului, aceștia au chemat două mașini și s-au îndreptat spre casa lui Vlad Pascu pentru a continua. Eu mă cunoșteam cu Vlad Pascu din 2019, iar pe Tudor Duma îl știu tot din aceeași perioadă. În 2022 a existat o ceartă între cei doi, iar eu am rămas prieten cu Duma, deoarece Pascu nu este o persoană pe care să o mențin în anturaj. Pe cei doi am reîntâlnit în 2023. În aprilie 2023 am avut un impuls să consumă droguri, așa că am vorbit cu Vlad Pascu să ne vedem. Ne-am văzut la mine acasă cu Vlad Pascu și Tudor Duma, apoi au venit RL cu încă o fată. Am luat două uber către strada tipografilor, pentru că acolo e casa tatălui lui Vlad Pascu. Acolo au mai venit două persoane, AC și PV. Ajunși la locuința lui Vlad Pascu, tinerii au continuat să consume oxicodonă și metamfetamină. Mai târziu, conform declarațiilor martorului, Pascu i-ar fi scos pe prietenii lui la o plimbare cu mașina prin București au fost sparte câteva pastile de oxicodonă de către Vlad Pascu și am început să tragem toți, în afară de AC și PV. Eu am plecat cam pe la miezul nopții. Știu că la câteva minute după ora 0 eram deja acasă. A doua zi m-am întâlnit cu RL, pe care eu în mod constant încercam să o îndepărtez de acel anturaj. Ea mi-a spus că la petrecere s-au consumat mai multe substanțe amfetamine, oxicodonă și mi-a mai spus că s-au plimbat cu o mașină prin București. La audiere au asistat în stare de arest atât Tudor Dumnezeu cât și Vlad Pascu, pe care polițiștii de penitenciari i-au așezat separat. Primul pe un rând de bănce liberat special pentru el, iar pe al doilea în boxa arestaților. Angajații Administrației Naționale a penitenciarelor au apreciat că este riscant ca tinerii să stea unul lângă altul.